Primăria Comunei Vadul Moldovei a organizat sâmbătă 15 august a 7-a ediție a Festivalului Pâinea de Aur, un eveniment care marchează oficial Ziua Comunei. Interpreți locali, soliști consacrați, ansambluri folclorice și-au dat concursul pentru reușita festivalului de la Vadul Moldovei. Sărbătorirea cuplurilor care au împlinit peste 50 de ani de la căsătorie, cred că este cel mai important eveniment pentru comuna noastră. Și al doilea eveniment, promovarea tinerilor talente din comuna Vadul Moldovei, copiilor care trebuie să-i lansăm, să-i stimulăm și să meargă mai departe, că ei ne vor reprezenta pe viitor. Nu trebuie să uităm de datele și tradițiile care le are comuna Vadul Moldovei. Avem o comună cu oameni harnici, oameni muncitori, harnici, care nu se dau înapoi nici de la muncă, dar nici de la petrecere. Câte cupluri au fost? 13 cupluri am avut astăzi, din nefericire s-au prezentat doar 8. Așteptăm și restul să vină. Pe scenă au urcat fii ai statului, interpreți cunoscuți, dar și grupuri îndrăgite precum Miorița din localitate și Balada din Fălticeni, condus de interpreta Maria Tănasă. Joacă lume și te uită că pe masă-i carne friptă, galoște și borș de miel, dar n-o lasa înșe din el. Joacă lume și te uită că pe masă-i carne friptă, galoște și borș de miel, dar n-o lasa înșe din el. Dișe te-ai oprit din jocul, ori din mă-ți face cu ochiul, ori ți-o-i cau în chiparat, îi ajung și la el dacă în coțură te învârtește. Pe platoul Comunei Bărești au venit oameni cu mic cu mare pentru a se delecta cu muzică bună, pentru a dansa în fața scenei, dar și pentru a gusta din bucatele gustoase pregătite special pentru Ziua Comunei. Cele mai longevive cupluri au fost sărbătorite în cadrul Nunții de Aur. Ne-a rugat lui Dumnezeu să vă dea sănătate pe mai mult decât toate, să vă dea bucurie sfântă și mulțumire sufletească, pentru că toate acestea vin să dea pace și liniște vieții și mulțumire. Și când toate acestea sunt la un loc, atunci este bucurie, este mulțumire, este pace și liniște. Să vă dea Dumnezeu să ajungeți bătrâneți fericite, cu inimă curată, împlinind poruncile lui Dumnezeu. Să fiți feliți de tot răul, să fiți fericiți, să trăiți într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!